Salutare, frații mei peloponezi. Băi, este 20:20, am început și noi munca. Am început la ora 2, dar încă nu am job. Nu am job. Ce să facem, așteptăm jobul. O să bag și eu cola asta la rece. Toate că nu prea mai e așa cald. Dacă s-ar deschide și frigiderul ăsta. Mamă, câte sticle de apă sunt aici. Uite un băiat de neamț. De fapt, un om de neamț, mai bătrân. Ba, nu, e un băiat. Așa, bă, nu știu unde mergem astăzi. Trebuie să fac și eu verificarea. Deocamdată, hai să mai astea vreo 10 minute și să mă duc înapoi la birou. Așa că începe și ziua de miercuri și revin imediat și vă spun unde mergem și astăzi. Am așa un feeling că o să fie la Daventry sau Asda, la Lutterworth, nu știu, am așa un feeling, dar nu știu de ce am feelingul ăsta. Haideți să vedem, revin imediat. Frații mei peloponezi, ne-am luat și jobul, exact ce v-am spus, la Daventry mergem. Am venit descărcarea pentru ora 7, deci ar trebui să fim... Ar trebui să fim în regulă cu timpul. Trebuie să ne pe unde găsim și noi. Unde găsim și noi vagonul. Băiatul ăsta e cu număr de neamț, dar vă care e vagon de Belgia. Nu l-am văzut pe aici. O fi la mașină, așteaptă poate. Cam haos în firmă la ora asta. Cam ciudat totuși. O grămadă de vagoane neîncărcate, s-a așteptat după ele. Au uitat pe acolo și eu pe un birou. Aia că se plângeau că se mișcă greu cei de la depozit. Și e perioada de concediu. Adică nu e nici haosul ăla de, cum se spune, full business. 2016-05. Unde ești, boss? 2016-10. Sau fiindcă pe la rampe, probabil de bea l-au încărcat și de aia, nici nu m-am gândit la asta. Bă, nu iau, 2016-05. Aici are netrebnic mic. Când expiră ITP-ul, 33 vineri, 33 Friday. 33 înseamnă săptămâna 33. V-am mai spus, la noi la vagoane, la 6 săptămâni se face inspecția tehnică. Și trebuie să fim atenți ce vagon luăm, că e posibil să... Da, să greșească și alții și ajungi să iei vreun vagon care are inspecția tehnică expirată și atunci nu prea e ok. Dacă pe ăsta legăm direct că avem cum să schimbăm, cum să mutăm mufele alea, să ne ajutăm de ele. Așa, să ridicăm un pic de vagon. Să ridicăm repede picioarele. Să ne uităm la 746, trebuie să avem în spate paxipilde. 746, nu? Hai să vedem. Păi, avem acolo sus o zgârietură, avem și aici, motorină este full. Să nu vă luați după ceasul ăsta, nu indică bine la niciun vagon. N-am găsit vagon să indice bine, deci avem acolo una, două zgârieturi și a treia ar veni aici. Așa. Ia să vedem noi acum cât am 746, nu? Am sigiliu. 746 French fries, cartofi prăziți. Așa, punem înapoi sigiliu la mișto, evident. Aici nu avem lovituri. Oho. Și aici avem una bugată, lovituras
Lovituras. Aici sunt mai zgrieturi, așa mici. Frâna e trasă. Se ridicăm și picioarele. Ridicăm tot pentru că vagonul e deja cuplat. Doar ar trebui desconectate cablurile. Lăsăm așa că ajung. -21 e bine. Vedeți, la asta ne putem ajuta de chestia asta. Și atunci nu mai e nevoie să îmi las spațiu aici ca să conectez. La vagoanele mai vechi, ăsta e fix acolo și evident că nu am loc să mă bag acolo. Opa așa. Și iar așa. Gata, boss. Mutăm la loc. Decuplăm frâna. Și suntem gata de plecare. Am verificat și vagonul. Avem așa, două zgârieturi aici, una în spate și una pe partea cealaltă în spate. Le-am rezolvat. Opa, așa. Nu! A intrat o viespe, ba nu, a ieșit. Nu știu ce sunt așa multe viespi. Păi, sper să nu fi rămas pe aici. Că am văzut cu coada ochiului când a intrat scârba. Ok, și avem așa. O zgrietură sus, una aici, una în spate, una în spate. La becuri văd că nu s-a aprins nimic. Pe partea aia este. Nici la stop pe frână, deci nu avem probleme cu becurile. Adică ar trebui să mă duc să mă uit să le văd, dar știu sigur că nu sunt probleme. Am agățat vagonul, frații mei peloponezi, plecăm spre Daventry, ne vedem pe M1, probabil pe lucrări pe acolo, să ne enervăm un pic. Haideți cu mine. Frații mei peloponezi, suntem pe M1-șor și este haos, ba haos. Ce te uiți, boss? A? Bă, este haos, frate, pe aici. Nu știu de ce, dar este haos. Bă, fraților, n-am fost nici la sală. Bă, să mă trezesc, zici că sunt bătut de cineva, frate, de soartă, zici că sunt bătut. Sunt obosit rău, nu știu, cred că s-a acumulat oboseală foarte multă. Și nu prea aș vrea să trag de mine chiar așa rău, adică o să iau o pauză, cred că. Bine, iau pauza asta acum, oricum mă duc acum acasă și cu siguranță te uiți ce până dai din mâine, eu ce vrei să-ți fac? Haos. Zi, mă duc acasă și cu siguranță o să mă relaxez, adică clar nu am ceva de făcut. Nu am, bine, am de făcut chestia cu pașaportul fetei. Am înțeles că ne-a venit ieri, a venit acasă la certificatul de naștere românesc. Acum mai rămâne să mă duc luni când ajung. O să fac pașaportul și gata. Altă treabă nu am după aia. Am treabă weekendul viitor să fiu la nuntă la fratele meu. După aia, nu știu, probabil o să mă duc și pe la mare vreo 2-3 zile. Să sperăm că voi prinde vreme bună, că am înțeles că e haos. E haos vremea. Haos ba haos. Nu mai ploaie ba soare, ba nu știu ce. Vedea ce a făcut ăsta, s-a încărcat. Bravo, boss. Bine că te-ai încărcat. Oh.
Bă, și nu mai am nici chef, nu mai am nici tragere, nici să fac vlog, nici de nimic. Deci de pe aia, sunt așa moleșin, mi-e gândul numai acasă. Mi-e gândul numai acasă, fraților. De fapt, nu acasă ca și loc, ci na, acasă când sunt fetele acasă. S-apropie acum și meeting-ul ăsta, sunt curios să văd că am văzut o grămadă de posteri cu o grămadă de lume care se îndreaptă spre România. Să fiu sincer, aș vrea să mai fie și când ajung eu să mai fie proteste ca să mă duc și eu. Și așa am început să-mi primesc hate de la... Dom'le, că ce-ți pasă ție dacă tot stai în Anglia, ce-ți pasă? Sau de ce instigi lumea? De ce ești instigator? Boss, nu instig pe nimeni, dar am și eu niște păreri, atât tot. N-am pe cine să instig. Că lumea care gândește își dă seama ce se întâmplă. Nu trebuie să instig eu pe nimeni. Of. Băi, nu știu, n-am chef de mai nimic așa. La 7, la 6 și ceva probabil o să ajung la Daventry. Și după aia probabil o să mă duc pe la Grimsby, pe undeva, pe la Coldwater, eu știu. Habar n-am unde mă vor trimite după aia. Deci că tot ziceam de vreme și pe aici a început să se cam strice vremea. Astăzi nu prea a sărit de 20 de grade, 22. Am mai cam dat și cu câte un mic dușuleț așa, cum dă și acum. Dar s-a dus căldura aia nebună. E și ora asta de vârf acum, 5. Cred că de-aia e și haosul ăsta pe aici, așa. Așa că, frații mei peloponezi, scuzați-mi locul de astăzi, dar cred că o să fie așa sec. Sec și foarte sec. Ne mai vedem la Daventry să vedem ce facem după ce descărcăm. Frații mei peloponezi, iar nu se conectează un căcat ăsta de telefon. Ba da. Am terminat acele șanse, stai și noi 2 ore. 20, 25. Să vedem acum încotro mergem. La Grimsby, mamă ce ploaie, cred că vine. Hai de boss, să răspunde cineva. Hi, I'm Adrian. Hey, buddy. I just finished a test with Daventry. In and out then, please. Halt 6. Yep, me reach. Up to Rio Spring Company at Thorn, please. Yorkshire puddings? Yeah, for chill on that. Okay, thank you. See you, mate. Then across to, then you'll be topping up at Cranswick. Okay. Hi. Cheers, bye-bye. Cheers, mate. Cheers, mate. Bye-bye. Bă, ce nu-mi place mie căcatul ăsta de job. Mi-am lăsat aminte, l-am mai făcut noapte. Duci la Yorkshire Pudding, să încarci și după aceea treci până la Hull și te întorci. Ha. Detest. Detest. Bine, la ăștia la Yorkshire Pudding încarci tu, dar am mai filmat pe acolo.
niște paleze tragi cu mâna, adică ușor, ușor, nu ai nicio treabă, zici că sunt pufuleți. Nu mă deranjează, oricum nu încarc palezi, mă, probabil încarc 10-15 palezi, ceva de genul ăsta. Dar după aia trebuie să mă duc până la Hull, încă o oră și ceva de mers. Și uite așa, ne întoarcem pe M1, după intrăm pe M18. Ce vreau ăla să fac, de ce-mi facese? Nu înțeleg de ce-mi face la semn. Îmi făcea semn ceva, dar nu știu ce vrea de la mine. Mergeam tare, nimic, l-am lăsat să întoarcă, l-am lăsat să facă ce vrea. În fine, băi, mergem la top, încărcăm, pe aia mergem la Hull, încărcăm, pe aia venim acasă. Și am adus încă o zi. Și mai am încă două. N-am chef de nimic, n-am chef de nimic, nici de vlog n-am. Asta-i, ne mai revedem, ne auzim, cred, sper. Băi, frații mei peloponezi, nu pot să nu vă arăt și vouă acest apus. N-aș avea cum. Uitați-vă cât e de superb. Gândiți-vă că ați avea o zi grea și vă întoarceți spre casă cu apusul ăsta. Vă mai gândiți voi la ziua aia grea? Nea. Fac pariu că nu. Bă, iubesc apusurile și răsăriturile la camion, în camion, în cabină când merg, le iubesc. Le ador. Le lugu-lugu. Le jugu-lugu. Lugu-lugu, bugu-lugu. Bă, este superb, frate. Superbisimos. Și n-am mai văzut de mult așa. Uitați-vă câte culori, frate. Bă, uitați-vă cât e de superb. Na. Uf. Bine că nu lucrez într-un birou. Bine că nu lucrez într-un birou, boss, că nebuneam. Frații mei peloponezi, am terminat cu încărcările, cu ambele încărcări. Acum sunt în Hull, am plecat la Cranswick. Plecăm acasă, începem acasă, este 1.42, frate, deci o să ajungem cam târziu, de fapt tot, cam ca ieri, o fac vreo 2 ore, până aproape 2 ore, până în firmă. Asta e, băgăm acum, în săptămâna înainte de concediu, băgăm ore. Acum am băgat mai 11-12 ore, 13 ore. Acum băgăm ores. Ce mai ai, vulpe? Firea dracu să fii. Unde te-ai dus, fa? La ce? A, pisică. Zici că e vulpe. Unde ai fost, fa, nebuna pământului? Că nu prea sunt case pe aici. No. Băi, nu știu, am tot stat pe aici, mă tot gândeam, bă, să găsesc acum să vorbesc despre ceva, să... N-am nimic, frate, sunt așa, nu știu, am o stare de-aia de letargie, așa. Deci, astăzi cu greu am luat camera și am filmat ceva, mă jur. Chiar vreau să scriu acolo, că, domne, cred că mâine nu o să avem vlog, dar... Asta e, mai sunt și zile de-astea. Îl editez pe ăsta care l-am, cu ce filmări am luat astăzi. Și aia e. Nu mereu ai ce vedea aici. Mai sunt și zile ca astea. Bine, acum vă spun sincer că nu mai am niciun chef, pentru că toate gândurile mele sunt doar la fată și la soție și nu mai prea mi-arde de nimic. Mai am și starea asta de oboseală,
care zici că nu mai întrece. Să vedem cum mă trezesc azi dimineață. Să văd dacă mă duc la sală sau nu. Dar acum mă simt, deci că sunt bătut. Nu cred că o să mă duc eu la sală. Boss așa tare. Vrei să te dai de-a dura? Of, 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 of. Of, of, of și iar of. Băi, ce să zic, ne vedem în firmă. Nu aș din greșeală un flash. Ne vedem în firmă, încheiem ziua și ai. Pentru ziua de astăzi îmi cer scuze. Dacă vreți să le acceptați, bine, dacă nu, iar ești bine. Frații mei, pe lăpunezi, ca și ieri, terminam la ora 4, cu 3.30. E 3.30, am terminat cu trucurile și pe ziua de astăzi. Mai avem două zile, Doamne. Nu credeam că o să aștept chiar așa concediul ăsta. Băi, o zi, nu știu, n-a fost grea ca și muncă, dar a fost grea așa că nu mai am chef de nimic. Nu mai am, fraților, chef de nimic. De absolut nimic nu mai am chef. Și am ajuns la ce urmă? 03:15. Când mă gândesc că trebuie să ajung acasă, să stau, să scot astea, să le și mai editez, să mai tai ce mai fi de tăiat, parcă-mi vine să le pun așa direct. Parcă-mi vine să le pun așa direct. Și mai trebuie să și aleg ce bag, ce nu bag, ce am mai vorbit, ce n-am vorbit. Asta este. Băi, frații mei peloponezi, asta a fost și ziua de miercuri. Știu că nu o să vă placă, dar asta a fost. Nu uitați electricop.ro slash trackerboy. Pentru cine vrea câte ceva cu trackerboy, nu-l luați cu mine, luați cu o idee. Așa. Sper că n-ați uitat, da? Toți banii care rezultă din vânzarea acestor produse, de fapt nu toți banii, există o parte, o comisiune din fiecare produs, acești bani vor ajunge în luna decembrie la un ONG care se ocupă de educația copiilor în mediul rural, ceva genul ăsta. Oricum, foarte tare ideea, adică foarte tare ceea ce fac ei și îmi place. Numai de aia am și ales pe ei să facă chestia asta, să deau banii de fapt către ei. Ce să vă mai zic, nu uitați de, nu mai știu ce să nu uitați, de Maponia, cine vrea. Găsiți în videourile mele două filmețe cu prezentarea aplicației, una cam ce se vrea de la aplicație, una cu funcționalitățile aplicației. Și cam atât. Și ne vedem astăzi, nu mâine, de fapt mâine, dar astăzi. În câteva ore revenim la muncile câmpului. Asta e tot, vă tare mulțumesc, ceau, pa!